bine. Și am dezamăgit că eu, după 3 zile, 4 zile, când am ajuns acasă, m-am dus la restaurant. Nu mi-a spus de lucrurile astea, că vreau să regrege de afecțiile. Eu, în general, cu emisiunea completă, face tot felul de... Adică... Ia-l dracu, satana, de pe mine, să moară, mamă, ia-l. Du-o dracu de aici. Auzi, fă? Aud. Să știi că m-am gândit la cum o să-l cheme pe copilul nostru și ai grijă că tu aici n-ai niciun cuvânt de zis. Că eu sunt tata la copil, s-a înțeles? Și cum o să-l cheme pe copil? Cristian. Cristiano Ronaldo? Nu, fă, nu. Fă, când se naște copilul? La termen. Nu, fă, nu. Când? În decembrie. În decembrie. Și? Ce sărbătorești tu, fă, în decembrie? 3 ani de când am deschis clubul în Torino. Nu, fă. În decembrie sărbătorești Crăciunul, fă. Ce? Și copilul nostru se naște în aceeași lună cu Hristos. Hristos, Cristiano. Hristos, Cristiano. Fă, tu înțelegi? Păi și atunci, de ce nu-l cheamă Cristian? Că Cristian e mult, fă! Cristiano nu mai e. Ba da, Cristiano Ronaldo. În România, fă! Aoleu, să moară mama! Lasă-mă, dracu, să mă uit la televizor! Deci, Cristiano să-l cheme pe copil? Da. Păi și dacă este fată, ce faci? Fă, nu știu ce fac eu, dar știu ce faci tu. Ce? Bagajele și te muți definitiv la Torino. Mi-e foame. Să dea dracu să nu fie nimic în frigider. Și dacă nu e nimic în frigider, ce? A, dacă nu e? Come on! Mi-e o dreapă că mi-e frică, dar i-am băgat mea și păsa de pisică. Mi-e frică. Da. Pe bune vorbești? Mi-e frică de ea. Ce tare mi se pare asta! Că cine a găsit pe care m-am luat de frică? S-a uitat numai la mine, stătea și s-a uitat și aștepta să vin... Haide! Ce avem, mă? Nu, că o să mă răstesc! Și nu-ți face nimic, mă! Ce-ți face, mă, nebună? Chiar nu-ți face nimic pisicile în lata. Eu nu-ți dat-o! Asta e mine să-mi toacă capul. Ele mine să-mi toacă capul. Nu suport pisicile. Nu, hai! Las-o așa. Aoleu. Haide, mă, că nu face nimic, mă. Hai, de drăguline, că eu stau cu ea în brațe. Stai, că și zici, băga mea, stai dracu jos acolo. Gata, e bine că face și așa. E ca Gina. Ia-l dracu, satana, de pe mine, să moară, mamă. Ia-l. Du-o dracu de aici. Deci, și... Ce sărbătorești tu, fă, de ce? Ia dracu, stă zi. Merge. 3-1-1, tras 3. Mai. E foame. Să dea dracu, să nu fie ceva în frigiderul ăla. Că dacă nu e nimic în frigider... Ce? Dacă nu e nimic, comand.
Da, nici nu ați arătat atâta bărbat. Mulțumesc. Mă, mai mult surat timp. Băi, hai. S-a trăit? Posibilă. Îl știți fără să faci ceva? Și? Imediat? Dacă ce? Jos. Când umbli cu oameni certaurați, te transformi și tu, încet, încet. Așa, da. Acțiune! Mai aveți să faceți ceva la curs sau? Bă, da, pe de clar, da? Mai facem una! Tot activ și te supăi, și te încântată de... Da, da. Uite așa să-l ia. Fac, zac și pom. Dura? Da, sigur, rog, e sigur, bla, bla, bla. Și când trece la el, vine să-și ia asta, mai vorbește aici. Și domnul, și atunci faceți timp. Oamenii ne-a chemat să servim masă, nu să servim la masă. Ce zic? Nu, confundați foarte clar. Vă garantez că nu se semănați deloc ca ospătare. Doamne, într-un final. Nici tu nu se vine bărbat, trebuie să-i familie. Așa că... Mai aveți să-mi faceți și bă la c***o sau o să plec? Mergi X4? Ha? Te uiți. Hai, uită-te, știi că vorbesc. De ce căiești? Am te vede. Bă! Merge o X4! Bă! 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 Merge X4! Bă! Merge X4! X4! Merge X4! Bă! Zii, mă, că vreau să-mi iau și... Bă! Merge... De ce nu zice nimic? Domnul! Poate-i mângeam. Bă! De ce mă ignoră? Bă, de ce mă ignoră? Ok. Serios? Ce? Merge X4. Și... Hai, până... Acțiune. Bă! Merge mă, Loganu! Și trebuie să ieși de aici, adică... Din București. De astăzi vreau să gătesc fenicul. Săraci. Uite săraci. Mamă, când mergeau săraci cu 335 euro. Doamne, săraci. Și am fost sărac de aici așa. Cum să mergi, bă, cu 335 euro, bă? Dar ăștia mai săraci. Încă rău loc toți. Deci, bă, discrepanța asta între pătura aia socială și noi. Ia uite, alți săraci, uitați mai puțin. Spre clasă medie. 331 mai de bogat, să știe, dar 335 la pământ. Mai de p***ori la 335. Aia de cap. Abia îi bagă în autobuz, că se închid ușile alea sus. Aia de cap. Ia de cap. S-a dezipit la valină la timp. La mine? Nu, no, vă simt pe firul de păr. Face. Hai. Așa, perfect. Merge DPD-ul! Merge DPD-ul! Gata, merge. Și... Acțiune! Gina, iartă-mă. N-a fost vorba că ne îmbrăcăm toate în rochie normal, așa cum e normală. Lungă. Exact. Păi și? Tu de ce porți una scurtă? Eu și cred... Mai zi odată, acum, Corina, am avut și o chestie așa, deci pe aici. Ok. De aici. Hai. Hai că una peste alta, nu a fost o primă repriză rea. A fost o primă repriză foarte rea. Care era să luăm gol în minutul 13, la cea de găgeare greșită, cu unia dintre jucătorii noștri, care nu este la prima greșeală.
după o fază în care am pierdut tot la iurea mingea la centrul terenului. Nu te lansezi așa, fata, nu ai o siguranță înapoi. Dar una peste alta, chiar și eu am să mă reproșez anumite lucruri. De exemplu, faptul că n-am început cu doi închisători, deși știam că eu doi atacanți centrali. Și scurt n-ar fi fost 0 la 0 dacă atacanții noștri ar fi reușit să marcheze toate anticipații de 1 la 1 pe care le-au avut atacanții noștri. Pe mine m-a împins. Ai mâncat mesi la colegii. Calm, m-am calmat. Dă-l încoace. Că nu ești om de pistol. Tu ești în stare cu mingea în dovățel, dar uite cu pistolul. Acum, gata, ne regrupăm, începe repriza a doua cu mult curaj, haideți, doar nu vă taie nimeni în cap. Haideți. Dovățel, vino. Deschide ușa. Așa faci de fiecare dată. Că tu blochezi ala, dovățel. Ieșire total eronată a portarului nostru. Nu poate să traduce astea. Da, e bine, aia e scurs. Dacă eu ca antrenor recunosc că a fost o intrare absolut criminală la jucătorul, e și o lipsă de fair play până la urmă. Testimonialul, poate Mihai să dea un testimonial, spunând că l-a durut palma atunci când a dat în semn de dragoste, adică semn de dragoste. Da, zi. Recunoaște că tu ai vrut să faci. Nu, am fost pus ca să ajut. Ca să ajut, am venit, am ajutat. Ceafa mea v-a ajutat. Adică o să mai fie schimb în care te dați să faci de bătaie. Fundașii noștri le-a acordat acel corner în mod absolut gratuit într-o situație care nu reprezenta niciun pic de pericol real. Băi, Alex. Da, deci a tradus el ceva. Păi sincer să fiu, nu prea mi-a plăcut niciodată făcătura. Că se vede când e mai așa, știi? Nu dau cu toată forța, în niciun caz. Dar mi-aduc aminte, de exemplu, de Gabi Costin, care de câte ori îl interpretam pe Băsescu, el era Blaga și lua palme, mamă, și avea și o față atât de pălmâibilă, Gabi Costin, îți jur. Deci parcă, bă, deci parcă cerea. În situație de 1 la 1 cu portarul. Că să nu mai spun că am avut acel corner, chiar în minutul 44. Atacantul nostru s-a trezit cu toată poarta în față, n-a fost tare să marcheze, a luptat, n-ai ce să comentez. Și eu mi s-a părut anioare cum nu te-ai jucat. Nu te-ai jucat. Păi da, eu asta îi spuneam acum lui Maris, că dacă noi mai vrem să mai filmăm ceva cu personajul ăsta, trebuie să filmăm maxim până peste câteva zile, că dacă se află lumea actorilor, la revedere, nu mai vine nimeni. Nimeni, înțelegi? Tovarășul Lucescu, cred că ar fi mai bine să lăsăm pe băieți să se concentreze pentru meciul de astăzi. Dar nu pune mie în presiune, păi. Trebuia să mai vină încă doi dacă tot ai venit. Știi ce să vă spun? Băbici care am ratat ocazii... Mame, ocazii monumentale am avut, nici nu ți-a atacat și nu ți-a fost tare să marcheze. Deci multe de ce se face, le-am avut situație de 1 la 1 cu portar.
s-a arătat chiar și cu ții toate de tot 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 bun la bun. Ca să mai spune de acel pot, că tot 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 tot. Ce mai mult, tu vii la mine, tu a dat tare? Da. Dar eu o duc, adică sunt... sunt ce așa m-a luat de aici? Sunt tank. Toată lumea din camera asta și-a luat. Dacă e roșie, urechea asta e? Wow, este. E, nu? Da. Eu de diferență. Dar nu mi-am luat-o, nu. Va veni, va veni și scadent. Atacantul nostru, cu toată partea în față, luftat. Ca la juniori. Dacă la un moment dat nu mi-aduc aminte textul, pot să țin oricât până-mi vine. Înțelegi? Și vine la un moment dat și îl spun. Iar arbitrajul! A fost o rușine! Nu se poate, eu n-am putut de toată cariera mea, că am pățit de când am venit aici, în Rusia! Care m-a avut și website nesemnalizat E timpul să te muți de la ai tăi. Intră pe homes.ro. Aici găsești 100.000 de cu dublu Z. Ce dorești de la mine? Spune direct ce vrei. Vreau să apar și pe cameră. Va trebuie să apar și pe cameră. Pe ce, mă? Va trebuie să apar și pe cameră. Când spun eu să apar pe cameră, apar pe cameră. Ce, nu mai e nimic să-mi faci? De ce mă pui să timpul să apar pe cameră când am o față moartă? De eu ce față? Ce față am eu? Și apar de zile. Da. Suntem în ziua... Ce zi de filmare? Atâta zi de 16. 16? Atât da. De greu e încât le-ai numărat. Ziua... Da, nu știu. Ziua 16, ora 8. 18 minute. Și 18 secunde. Aici este sala în care urmează să filmăm. Vă rog să... Catering la dispoziția noastră oricând. Așa. Simularea împreună cu maica domnului să nu lasă sigură nici aici. Iată alăturarea celebră. Aici niște oameni care pretind că muncesc. Te-ai făcut? Muncești? Ce muncești? Să punem astea să cad. Foarte bine. Să treci. Pe mine să nu mă întreb că nu pot să... Nu le-a spus nimeni, bă, poți să zic că dacă nu muncesc cu permanență, nu o să-și ia bani. Ce faci, mici? Vreau. Foc e putem. Alexandra. Această fată minunată, care notează fiecare dublă, notează de fiecare dată împotriva voinței mele. Șerban Georgevici. Asta e. De fiecare dată încearcă să facă o compoziție din rolul pe care îl abordează. Momentul tot de glorie a fost.
nu i-a spus nimeni să-și monteze această mustață, această freză pe care nimeni nu mai are, nimeni. Deci și acțiunea se petrece în 2016, el este... Credeam că fiind emisiunea de umor, merge. Părerea mea asta. Adică Răducanu? Asta e bună cu care le-am zis. Am bune. Mai e Comedy Club? Oamenii care creează n-au timp să se bucure de ce au făcut. Cum vezi un microfon când devii filozof? Am dat să duc pe țipon, ca așa niște microfon. Acum te pregătesc să primești ceva. Da. La școală, sau? Da, suntem într-o misiune la școală. Soț și tată de copii. Directorul nostru de imagine. Carla Dreams. Vino. O fată care va simula orgasm. Are experiență, probabil. Da, sau o recomandă. El este un macho man, Marius. Manevrează steadicam-ul ca nimeni altul. Din sens opus se apropie asistenta mea. Elena. Elena! Text! Textul meu! Da, șef, imediat. Îmi aduci textul acum! Când e la dat? Un alt sclav al meu. Te-am păcărit, te lau! Un alt sclav al meu. Vino cu asta. Vino cu asta. Zi. Spune sclavului. Spune sclavului. Ai vagabonții. Ești vagabon? Ce să zic? Nu mai fuma la cadru ca să puteți folosi. Ce sufraier. Mai spune încă o dată pentru aia în oară, ce te recomandă pe tine să apar la televizor? Nimic. Bun. Eu vreau să mai la dată. Tot, rămâne doar clip. Și atent să lăsăm bancheta din dreapta. Deja să fie dată jos ca să une. Bani, trebuie să alergi, da? Trebuie să alergi. Ok, acum faci și ce să vă lăsa. Gata? Iau pe lângă mașină. Dau semnalul că sunt, eu cred că sunt în jos. Ia să vă aud. Și tot mai lângă ei. Și hai să vă aud întâi. Un dependent de cocaină. Papanaci. Sergiu Fleșner, actor mare intelectual român. Mare intelectual român. Mai mult cu Papanaci. Dar tu ești un fi intelectual și oamenii trebuie să afle asta. Da, e adevărat. Care este ultima carte pe care ai citit-o? Haide să fim serioși. Să vă zic? Da. Eu vă recomand să citiți Dilema veche. Și în afară de asta vă recomand Matei Călinescu, un alt fel de jurnal. A apărut anul acesta. Și pe mine unul m-a făcut să mă gândesc la rolul prieteniei. Deci este o carte care îți dă de gândit și îți reașează niște întrebări pe care cu siguranță le-ai mai avut și altă dată. Da. El și fumează iarbă de calitate, după cum se poate observa. Da. un băiat deosebit. Un om pe care îl cunosc toți studenții de la film, pe care i-a ajutat pe foarte mulți dintre ei. Și crezi interesat? Pe domnul Bendac de foarte mult timp. Da. Ne cunoaștem de foarte mult timp. Și ajutat dezinteresat. Exact. Pentru artă, atât. Pentru artă numai. Domnul Sacher iubește filmul. Mulțumesc frumos. O, doamne. Domnul general. Domnul general. Stop.
aici. Rămân aici. L-am luat, invers. Nu prea așa, nu mă duc încolo. Sunt prea simpatic, sunt prea așa. Deci asta e așa. Și noi modelul... A două băia mare. Așa. Așa. Ia-o-și pe aia. Deci plecați sau nu plecați? Că trebuie să știe camerele. Nu plecăm, Ciprian, tu n-ai auzit? Picat, picat, picat. Hai, atenție! Ok, să ne în rest, astfel obiectiva. Să nu uităm la sfârșit să facem niște... Ca de aici, asta s-a aranjat cum trebuie? Le-am aranjat. Păi nu, așa trebuie? Da. Trei de la, trei de-astea? Da. Și unde la față? Mai la McDonald's ai mâncat. So, avem aici? Zâmbet, mută pe zâmbetul la cel mai fabricat. Margarita Delva. Bun, și avem acțiuni. Înainte de toate, trebuie să știți că la Casa Regală veți fi întâmpinați de principe și principese. Va trebui să-i salutați. Ești drăguță? Vino! Ce burtă răi! Tu îi sunt atențele lor. Și eu sunt atența mea, nu? E pe bună. Adică ei, e proprii lor alpete? Nu te tot trecut aici în șemă. Nu te trecut, dar gărici, băi! Eu nu sunt cu rearanjez astea? Du-te drecu, nu, lasă-le, du-te drecu de aici. Bă, du-te drecu de spăpăriciu, drecu. Du-te drecu de gălci. Hai, mă. Mă, să zic ceva. În echipa asta, toată lumea vorbește de... Dar nimeni n-a văzut-o. Mâine, unde stau timpul mesei? Mâine, timpul mesei? Păi, prinse număr, deci... mâinile. Totodată, dar asta hai să se lege puțin. Mâinile în timpul mesei, ca să poți să... Ok, și avem? Unde stau mâinile în timpul mesei? Dumneavoastră. Iată. Era ceva interesant, bă, de-a vrea 5. Stop! Am nevoie, mă descurc singur, că-s băia mare. Sigur. Acțiune! Eu uite ce părăsânt!
Eu m-am abținut de la asta. Îl văd cu vederea periferică, nu poate. Am început să mă uit în aici. Hai să ne uităm fiecare în farfuriile noastre. Băi, trebuie de cereu eu mult mai sorbită. Dar nu, lasă-i celene. Scuze, am lăsat asta în pahar. Bună, Monica! Hei, bine v-am găsit! La Băieți de Oraș? Da! Cum ți se pare viața de serial, de Băieți de Oraș? M-a surprins și pe mine, pentru că eu cu Bendac am mai colaborat în alte emisiuni și când, mă rog, am fost invitată, o să fie, o să... Ah, cu mare plăcere! Vin! Știam despre echipă, știam despre oameni... Nu e așa că îmi place mie, că îmi da așa, mă, cu amintesc de mama. Ce de mama? Cum, de maică ta? E poftă de tine rău? Cum adică? De buzele tale, de tot ce e al tău? Închide, mă, băi, închide ăla, mă. Păi zine, mă, cum adică să-ți amintesc de maică ta? Ăla, mă. Băi, stai așa, mă, băi, Cosmine, stai puțin, că nu e ok. Băi, închide ăla, mă. Păi spus că mergem micte de mama, melodia asta. Nu, fire, de mama unui tovarăș.